mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi, declarația mea de astăzi se numește Criza transportatorilor, indiferența ASF și falimentarea companiilor românești. Suntem, stimați colegi, în fața unei probleme naționale despre care Guvernul Cioloș și ASF refuză să discute sau să o soluționeze. Să vedem datele problemei. 5.000 de euro preț RCA pe camion în 2016, 3.600 de lei preț RCA pe taxi în anul 2016. Care sunt costurile normale, costuri care pot fi suportate de transportatori și garantează totodată profit companiilor de asigurări conform calculelor efectuate în baza raportului întocmit anul acesta pe perioada anului 2013-2015 de către compania de consultanță Milian la cererea ASF, 1.200 de euro preț RCA pe camion și 1.300 de RON preț RCA pe taxi. Diferența este mai mult decât substanțială și va duce firmele românești de transport în faliment. Acesta este interesul nostru? Mă îndoiesc că falimentarea companiei de transport va aduce un beneficiu României. Dragi colegi, nu putem ignora criza transportatorilor. În Maramureș sunt 2.916 licențe de transport mărfuri generale și 558 de licențe transport persoane. Vorbim deci de foarte multe firme de transport și foarte multe locuri de muncă care asigură familiilor o pâine bună, locuri de muncă create de aceste companii. Sunt convins că și în județele pe care le prezentați în Parlament, situația este aceeași. În mod categoric, prețul RCA a atins limite astronomice și trebuie să recunoaștem faptul că ne confruntăm cu o problemă națională. S-a dat startul unui fenomen care va avea efect de bulgăre. Companiile nu își permit să plătească RCA pentru toate mașinile, oamenii își pierd locuri de muncă, vor pleca să lucreze în străinătate, familiile se destabilizează, companiile române se închidă, intră pe piață companiile străine și oare acesta este scopul? Oare atunci se va putea realiza scăderea prețurilor? Am impresia că se dorește falimentarea companiilor de transport românești. Nu am văzut nici măcar o reacție publică a reprezentanților ASF cu privire la aceste prețuri, care falimentează, repet, capitalul autohton și consider cel puțin îngrijorător acest lucru. Atrag atenția faptului că ASF este o instituție publică a statului și trebuie să lucreze pentru cetățenii români. În acest moment, pentru același tip de vehicul comercial încadrat în aceeași clasă de bonus-malus, asiguratorii practică tarife cu diferențe de până la 300%, situație față de care ASF, dar și Consiliul Concurenței, trebuie să prezinte public o poziție oficială. Solicit ca reprezentanții ASF să întreprindă toate demersurile necesare pentru a găsi o soluție imediată pentru reglementarea tarifelor pe bază pentru RCA. Cred că o soluție legislativă este reglementarea tarifelor de bază pentru RCA direct de către ASF și stabilirea prin reglementare a factorilor care influențează aceste tarife și a modului în care asiguratorii pot adăuga repere nejustificate în calculul actuarial. De asemenea, cred că odată soluționată situația pe termen scurt, este necesară formarea unui grup de lucru care să fie invitat și transportatori și să se ajungă prin consens la soluții europene pentru stabilirea prețului RCA. Trebuie să ne protejăm capitalul autohton și să sprijinim companiile românești. Haideți să ne unim forțele într-un grup de lucru pentru a reglementa această situație care tinde să se transforme într-o problemă de siguranță națională. Propun înființarea unei comisii parlamentare temporare care să ajute la soluționarea cât mai rapidă acestei probleme. Să facem un efort comun pentru binele românilor și economiei naționale. Vă mulțumesc!